Bună ziua din nou, dragii noștri, împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Educație și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. Recomandarea noastră de carte de astăzi, Prieteni buni, dușmani aprigi, în colecția Parentaj, o carte scrisă de Michael Thompson. Să înțelegem viața socială a copiilor și alături de noi este Diana Vijulie, psiholog. Astăzi este prima zi de școală. Uite, așa s-a, o sincronicitate, așa s-a nimerit, așa s-a întâmplat să fie prima zi de școală, 14 septembrie. Și este foarte important faptul că copiii și-au dorit mult să se întâlnească cu colegii, cu prietenii, pentru că în ultimele luni au fost cumva privați de partea aceasta de interacțiune socială. Pe de altă parte, atât ca părinți, cât și, eu știu, ca educatori, profesori, consilieri psihologici, psihologi școlari, trebuie să ne preocupe starea de integritate, de sănătate medicală, sanitară a copiilor noștri. Și aș vrea să vorbim, începând de la aceste aspecte, de la această carte a lui Michael Thompson, despre nevoia de interacțiune a copiilor noștri. Cât de importantă este această interacțiune socială pentru ei, atât interacțiunea socială cu colegii, cu prietenii, pentru că vorbim despre nevoia de apartenență la un microgrup social, dar și interacțiunea cu profesorii. În condițiile în care copiii sunt, cel puțin fiul meu a venit de la școală și spunea că sunt suporți din aceștia de plexiglas, deci s-au luat niște măsuri, masca și mănușile iarăși sunt obligatorii. Dar stau și mă gândesc și la acest aspect legat de purtarea măștilor, ceea ce mi se pare un lucru absolut necesar și de bun simț. Că elevii nu mai văd expresia facială, apropo de emoții, expresia facială a profesorului la ora de curs. Bună, Sorin, mulțumesc de invitație și de întrebare. E o temă foarte, foarte actuală, cu atât mai mult cu cât azi a început școala. Și fie mea a fost azi în prima zi, ea e în clasa întâi. Și a venit acasă tot așa, cu aceleași mesaje. Am avut măști, profesoarele, învățătoarele au avut măști, n-am putut să ne apropiem prea mult de ele. Și cred că e important să ne uităm mai departe de, cum să zic, educația cognitivă a copiilor la școală și de educația și sănătatea lor emoțională. Dacă tot ai adus vorba de cartea lui Michael Thompson, Prieteni buni, dușmani aprigi, ce îmi place mie foarte mult în cartea asta este că pornește de la ideea că relațiile sociale ale copiilor și viitorilor adulți toate se clădesc pe relațiile sociale de acasă, cu familia de origine, cu mama, cu tata în primii ani de viață. Și dacă e să ne uităm acum un pic la ce se întâmplă în lume într-o perioadă în care ne cam izolăm social, ne izolăm fețele, cum ziceai și tu, nu se mai văd microgesturile care transmit emoții. Pentru copiii mici asta e mai puțin problematic, pentru că pentru ei este importantă familia de origine, unde învață ei prin care ei învață să relaționeze cu lumea. Dar dacă vorbim despre copiii care încep școala, chiar și copiii de grădiniță, dacă vorbim despre adolescenți, atunci lucrurile se complică un pic, pentru că ei au multă nevoie de interacțiune în afara casei și în afara familiei de origine. Acum, referitor la măști, la faptul că nu se mai văd transmise emoțiile pe fața celor din jur, cred că e important în perioada asta să ne folosim un pic mai mult cuvintele și să transmitem prin cuvinte ceea ce am transmite prin expresiile faciale. Am fost la supermarket într-o zi și un domn mi-a spus să mă dau un pic mai încolo. Nu știu, a exprimat într-un fel care poate părea sau suna un pic agresiv, după care mi-a dat completat să știți că zâmbesc pe sub mască. Deci astfel de mesaje putem să le transmitem pentru a mai atenua un pic din șocul ăsta al nerecunoașterii emoțiilor transmise cu ajutorul feței. Cum ziceai și tu, e important copiii noștri să poarte mască la școală pentru a se proteja pe ei, pentru a-i proteja pe ceilalți, pentru a proteja bunicii, părinții de acasă, pentru a proteja profesorii. Dar în același timp este important și ca interacțiunea dintre ei
să fie încurajată într-un mod sănătos, astfel încât distanța asta să fie doar socială, nu și emoțională. Și asta cred că este una din marile provocări pe care anul ăsta profesorii le au. Cum ajutăm copiii să fie împreună în aceeași echipă, să comunice, să nu fie distanțați emoțional în timp ce le transmitem, păstrează distanța, poate, nu știu, pune masca mai bine că ți se vede nasul, chestii pe care până acum copiii nu le experimentau. În această carte, pentru că ai pomenit puțin mai devreme despre cartea lui Michael Thompson, alături de colaboratorii săi, autorii au descris în această carte modul în care evoluează abilitățile sociale ale copiilor și interacțiunea dintre ei. Michael Thompson vorbește despre lumea socială în care copiii își formează caracterul, personalitatea, își confirmă unii altora abilitățile și calitățile și oferă cumva și partea aceasta de suport și confort emoțional. Vorbește despre nevoia lor profundă de prieteni, despre rivalități și agresivitate, în condițiile în care știm foarte bine, cel puțin în cazul copiilor, aceste rivalități durează de fapt foarte puțin. Da? Ei merg pe ideea de prietenie și îmi și imaginez un dialog care nu ar avea loc între doi adulți, dar între doi copii este posibil, dacă ne imaginăm, într-un părculeț în care un băiețel vine la alt băiețel sau o fetiță vine la un băiețel și spune: vrei să fii prietenul meu? Vrei să fii prietena mea și să ne jucăm? Mă gândeam la partea aceasta de apartenență la un microgrup social, pentru că pe lângă familie, cea care se află cel mai aproape de copil, în zona lui de proximitate, este foarte important și felul în care copiii interacționează cu ceilalți copii. Eu știu, până la urmă ne gândim la faptul că școala, și aici cumva fac referire la diferența aceasta între învățământul tradițional, clasic, și celelalte forme alternative de învățământ, iar ca sisteme educaționale sunt foarte multe, că pomeneai de grădiniță, sistemul educațional step by step sau Montessori sau Waldorf și iată multe, multe altele. Școala ar trebui să fie un loc unde copiii nu doar că acumulează informații, da? Aici bineînțeles că ne referim la ce materii, la ce discipline au, dacă unele poate mai merită sau nu. Uite, un șoc a fost astăzi să constat că eu, făcând latină în clasa a 8-a, fiimea a făcut latină în clasa a 8-a, iar fiimiu săracu a venit și a zis: ce e asta? Cu ce se mănâncă? Da? Latină în clasa a 7-a. În condițiile în care știm foarte bine că latina este totuși o limbă pe linie moartă, deci nu doar pentru istorie și pentru alte descoperiri, probabil că mai este utilă. Și mă gândeam la acest aspect. Cât de important este să facem față tuturor provocărilor care apar în învățământul clasic tradițional și cu ce putem noi să venim să-l îmbunătățim fiecare acolo unde își desfășoară activitatea. Cred că e un punct foarte bun pe care l-ai scos în evidență și cred că era evident și înainte că poate nu suntem conectați la nevoile adevărate ale copiilor. Acum studiile arată că un copil, și asta părinții poate vor fi oripilați ascultându-mă, nu se duce la școală pentru a învăța, da? Pentru a acumula informații cognitive, chiar și copiii care sunt foarte studioși, și ei se duc pentru socializare. Dacă pe lângă socializare există și informație care ajunge la ei, ea este foarte bine primită, numai că punctul principal pentru care un copil se duce la școală sau la grădiniță este acela de a socializa. Și din perspectiva asta, școala este un foarte important formator de viață, mai departe de matematică, geometrie, latină. Acolo copiii învață să se descurce în lume, cu mai puțină mediere din partea părinților, poate cu mai puțină supraveghere pe măsură ce cresc din partea profesorilor, și asta este foarte greu de făcut online. Pentru că gestionarea conflictelor, ce se întâmplă la școală când ei se joacă în pauză și poate profesorii nu sunt acolo sau nu intervin la fel de mult, ei învață acolo mari abilități de viață, da? De empatie, de comunicare asertivă, de consecințe asupra relației a unui anumit comportament. Da? Ei acolo învață că dacă eu mă port urât cu
celălalt de lângă mine, celălalt îmi va răspunde într-un fel care va dăuna relației și pe măsură ce ei cresc în vârstă, dar la început sunt, ne-am supărat, ne-am bătut peste un sfert de oră, suntem din nou cei mai buni prieteni, pe măsură ce cresc în vârstă se vede că relațiile mai greu se pot repara, da? Și e nevoie de mai mult, cum să zic, mai multă intervenție din partea celui care a stricat relația, care a crăpat-o. Lucrurile astea nu se pot întâmpla online. Micile complicități care se întâmplă la școală, care din nou sunt importante, în care copiii în grup hotărăsc ce vor să facă, hotărăsc un joc, poate se rebelizează împotriva unei direcții a școlii cu care nu sunt de acord, chiar vorbeam anul trecut cu o directoare de școală despre copiii de la liceu care au făcut, cum să zic, o dezbatere legată de uniforma pe care o purtau la școală. Ei nu mai erau de acord să o poarte. Și atunci au avut o mare dezbatere pe tema asta, în care copiii s-au coalizat și au venit cu niște argumente, și-au, cum să zic, susținut punctul de vedere, ceea ce, din punctul meu de vedere, e mult mai important decât să înveți limba latină. Mă uitam, fiimea a fost în clasa pregătitoare anul trecut și din martie până în iunie a învățat acasă, online. Interacțiunea dintre ea și colegii ei era mult mai mică, chiar dacă în pauze rămâneau conectați la Zoom, discuțiile erau mai puțin antrenante, mai puțin creatoare de viață decât ar fi fost dacă s-ar fi văzut față în față. Și cred că acum este un moment bun să plusăm pe partea asta, chiar și în învățământul tradițional, unde, într-adevăr, toți copiii învață aceleași lucruri, în același timp stau în bănci, spre deosebire de un sistem Montessori, de exemplu, unde copiii învață în funcție de dorințele și nevoile și capacitatea lor din momentul respectiv, lucrează împreună în echipă în alt fel decât învață la școală. Cred că e important acum să vedem, și chiar există studii care se fac acum apropo de distanțarea asta socială și cum influențează ea copiii pe termen lung, ceea ce până acum nu știam. Și poate cu ocazia asta o să vedem cât de importantă este comunicarea asta între copii și cât de importantă e socializarea între ei pentru a construi, cum să zic, cunoștințe cognitive. Da? Dacă nu există structura asta socială, nu se poate construi prea mult pe ea. Okay? Aș vrea să mai adaug câteva cuvinte care mi s-au părut foarte relevante din prezentarea cărții. În cele mai intime momente ale relației dintre copii, în prietenile lor cele mai apropiate, ei reiau modelul de atașament pe care l-au construit cu adulții din viața lor în primii ani, să spunem, de copilărie, în prima copilărie. Însă în grupul social, copiii trec prin faze succesive de explorare, aș adăuga eu dorința de descoperire, partea aceasta de imaginație și de creativitate și înțelegere a regulilor, exersare a puterii sociale. Și prin aceasta inclusiv și partea aceasta, să spunem, a cruzimii, deși e un cuvânt poate puțin cam dur. Hai să spunem, dacă mergem mai departe la copiii care au, eu știu, 12, 13, 14 ani, partea de pubertate, chiar și descoperirea sexualității, știind că de fapt de la o generație la alta copiii sunt tot mai precoce. Copiii sunt unii altora cei mai buni prieteni, dar în egală măsură, cum spune și titlul cărții lui Michael Thompson, și cei mai aprinși dușmani. Își cunosc slăbiciunile, își măsoară forțele, se evaluează în permanență pe ei înșiși după standardele grupului și îi judecă chiar pe ceilalți. Cât de important este și partea aceasta de apartenență la un, microgrup, la faptul că orice copil nu-și dorește să rămână cumva pe din afara grupului. Da? Sentimentul ăsta de apartenență la grup este foarte important și cred că acolo se pun, sau cărămizile, bazele sunt puse în primii ani de socializare, momentul în care primul microgrup, să spunem, cu care copilul intră în contact, se întâmplă la creșe sau la grădiniță. Apoi școala primară, gimnazială, liceu și așa mai departe. Cât de important este acest aspect de a simți că nu ești rejectat de către un grup social, că poate faci și niște gesturi, niște fapte, niște acțiuni sau spui niște lucruri, niște vorbe, tocmai ca să-ți atragi cumva simpatia
celor din grupuri la care tu vrei să aderi? Cred că una din marile, cum să zic, misiuni pe care le are creșa sau grădinița în viața copilului este tocmai aceasta, de a scoate copilul din familia de origine și a-l ajuta să se integreze într-un alt grup diferit de cel de acasă, cu alți membri poate mai apropiați de, nu poate, cu siguranță, mai apropiați de vârsta copiilor. E important să avem în vedere că acum, odată cu toate măsurile astea de distanțare socială și măști și așa mai departe, toate lucrurile astea, societatea se cam împarte în grupulețe. Da, cei care poartă măști, cei care nu cred în virus, cei care vor să respecte regulile și așa mai departe. Și sunt niște noi grupuri, niște noi microgrupuri care se formează chiar și în rândul copiilor, unde ei vor fi sau nu vor fi integrați. Deci, cu atât mai mult, este important noi ca adulți, ca profesori, ca părinți, să avem grijă ce le transmitem copiilor, astfel încât să nu creștem, cum să zic, încă un motiv în plus pentru care un copil să fie respins dintr-un anume grup. Pentru că respingerile astea, din ele, copiii într-adevăr învață despre toleranța la frustrare, la respingere, despre cum să gestioneze un astfel de refuz fără să se prăbușească interior cu totul, numai că sunt destul de greu de gestionat și e important să aibă sprijinul adulților din jurul lor, să-și exploreze emoțiile, ce simți atunci când cineva te respinge, ce-ți vine să faci, ce poți să faci, ce așteptări ai, ce ai fi putut tu să faci diferit, poate nu e nimic, ce ai fi putut tu să faci diferit, poate pur și simplu un grup unde tu nu te poți integra sau nu este locul pentru tine, da? Nu aveți valori comune. Sunt foarte multe discuții care pot porni de la respingerea dintr-un anume grup și apartenența la altul. Sunt lecții de viață și de autocunoaștere pe care copiii le învață astfel. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre nevoia de interacțiune socială a copiilor noștri, despre nevoia de apartenență la un microgrup social, cum este, să spunem, clasa de curs unde copiii au colegi, au prieteni cu care își doresc să se reîntâlnească. A fost alături de noi Diana Vijulie, psiholog, vorbind pe marginea cărții Prieteni buni, dușmani aprigi al lui Michael Thompson, o carte publicată în colecția Parentaj, carte aflată în campania Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor noștri. Nu uitați, această campanie o găsiți pe site-ul Editurii Herald. De altfel, foarte multe cărți din colecția Parentaj despre educație și despre nevoile socioemoționale ale copiilor le găsiți în cadrul acestei campanii. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!